Data trecută am vorbit despre Euripide, acum vorbim despre Aristofan și o bună tranziție, pentru că Aristofan vorbește de trei ori despre Euripide, în Acarnienii, în uh, Tesmoforii și în Broaște. În Broaște am văzut uh, cum uh, anume, în uh, Acarnienii uh, uh, Euripide e prezentat ca un autor care, Recurge mereu la scene mizerabiliste. Da? doar la Euripide poți găsi un costum uh, pentru a înfățișa maxima uh, mizerie și sărăcie. Da, în uh, tesmoforii, femeile ateniene l-acuză pe Euripide de uh, misoginism, uh, iar în broaștele, cum spuneam, uh, Dionisos uh, asistă la disputa uh, dintre Eschil și Euripide și îl declară câștigător pe uh, Eshil. Da? De, de trei ori apare Euripide la Aristofan, așa cum apar și alte celebrități ale vremii. Aș spune că mai multe, nu numai că Euripide apare de trei ori, dar și stilul lui Euripide este imitat, sigur, parodiat de Aristofan. Deci influența este foarte profundă. A, aproape că n-am fi putut să-l avem pe Aristofan fără să-l fie mai teoretic. Apare Socrate, apare Cleon, Cleon, care e o figură atât de importantă în politica ateniană. Este un, un teatru de actualitate. Comedia lui Aristofan e o comedie politică. Uh, și, totodată, trebuie spus, uh, o, un fel de comedie foarte porcoasă. Uh, de comedia da. veche, așa comedia veche. Comedia veche, da? Este o comedie porcoasă și Politică în același timp. Și de e foarte greu de tradus. Da? E extrem de dificil da. să traduci grosolăniile deci, lui Aristofan. totuși, fac recurs la un vocabular universal, la noțiuni universale despre natura umană. Pe în comediile, sigur, vorbesc despre natura umană, dar vorbești despre contextul specific. De asta, uneori e foarte greu să prinzi glumele. Pur și simplu nu ai contextul. Da, de-aia e procesă... nevoie de un aparat critic. Și chiar și pentru pe măsură critic de multe ori este da. greu să. Uh, Vreau să vorbim despre câteva dintre uh, tragediile lui Aristofan. Uh, ne puneam noi întrebarea dacă e democrat sau nu. Mie mi se pare evident că este un critic acerb al democrației. Nu ne <fosh> niciun moment că e un critic acerb uh, al democrației, dar din ce unghi? Cred că asta e întrebarea. Dintr-un unghi sănătos, adică <f Guide> conservator. <f dating> glume. Evident, pentru că la el racilele democrației sunt inevitabile. Mă gândesc la cavalerii. Cavalerii este o descriere nemuritoare a racilelor democrației. Demagogia este prezentată în chip nemuritor în Cavalerii. Se spune mereu la noi că Ion Luca Caragiale este actual. Mie nu mi se pare deloc că ar fi actual, pentru că nu e vorba de șpagă, nu e vorba de coruperea electoratului, nu e vorba de așa ceva. E o lume idilică în comparație cu lumea românească actuală, dacă vrem cu adevărat o descriere a democrației valabilă și acum trebuie să mergem la Aristofan, pentru că acolo Demos este un bătrânel pe care îl doare puțin spatele, n-aude prea bine, nu vede prea bine, dar îi plac cadourile, Demos fiind poporul. Deci poporul însuși este ridiculizat, poporul însuși este un personaj comic și trebuie să ne imaginăm situația. Poporul atenian asistă la această uh, miștocăreală la adresa lui. Uh, um, Aristofan îl pune pe uh, scenă pe uh, demos în fața demosului atenian. Asta mi se pare extraordinar. Și asta spune poate multe despre uh, Atena. Uh, despre maturitatea uh, publicului atenian care râdea uh, de sine însuși, în ultima instanță. În fond. Aristofan râde de ceea ce este curent. Democrație, pentru că ăsta e sistemul pe care îl aveau. Eu cred că ar fi râs și de oligarhi, dacă Fără ar fi râd râd de oligarhie. Bun, asta dacă nu-i făceau felul rapid. Râde de politicieni. De Cleon, în primul și în primul rând, el de demagog. Și, de și de Nicias, și de, Nicias. de Alcibiade, indirect, da. în uh, pă, Sigur, Dar elea. Cleon este the man în perioada anilor 20, hai să spunem cam așa. Exact. Deci, uh, Râde de Socrate, Deși de, de sofiști, da. Și râde și de zei. E adevărat. Dar aș vrea să spun ceva despre Socrate. Pentru că sigur, într-un anume sens, Norii este o piesă profund nedreaptă. Și poate că a avut uh, uh, consecințe asupra da. condamnării la moartea lui Socrate 20 de ani mai târziu. Uh, însă, dincolo de uh, Socrate, Aristofan vizează un anumit tip de pervertire a gândirii. Și de aia cred că este actual. Eu cred că Norii lui Aristofan este valabil în orice situație în care ai de-a face cu uh, intelectuali care se pierd în nori. Uh, e acel moment extraordinar în care se confruntă cele două discursuri, discursul drept și discursul nedrept. Discursul nedrept este, de fapt, perversiunea intelectuală. Iar perversiunea, perversiunea intelectuală are multiple forme în decursul uh, istoriei, da? În secolul 20 am văzut da. nenumărate forme de perversiune Dacă intelectuală cum, și acum acolo acolo a, avem -a. tot felul de forme, de toate orientările de alminte. Uh, ori uh, norii lui Aristofan uh, sunt uh, cel mai bun antidot împotriva perversiunii intelectuale, care este un rău foarte răspândit, acel discurs nedrept uh, are, cum spuneam, multiple încarnări. Uh, da, e, uite, mi-aduc aminte de, 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 de uh, piesa asta lui Aristofan. Până la urmă, de unde începe? Cineva nu vrea să-și plătească datoriile. Asta e o treabă banală. Dar, bun, Și până la urmă va plăti un preț pentru chestia asta, o să iasă pe nas. Dar poate că nu e adevărat în norii, dar în alte comedii erou principal al lui Aristofan uh, e cineva care e egoist la început pleacă la drum cu intenții destul de meschine și de mărunt. E mâna decât un impuls, nu foarte onorabil, dar ajunge până la urmă să fie un fel de salvator, să rezolve problema. Uh, mă gândesc chiar la broaștele, că am tot invocat. Dar acolo, eroul principal este Dionisos. Zeu Dionisos, care e cam laș. E față de Heracle, cu care este comparat, Dionisos uh, iese prost. Uh, dar, până la urmă, el aduce înapoi poetul care poate să salveze Atena. Își face un mare bine cetății, chiar dacă el e în, e în Pompalau. E tipic, cred, pentru misiunea comediei, așa cum o vede Aristofan. Sigur că ne batem joc de tot, sigur că nimeni nu scapă. Sigur că cei care sunt vizați trebuie să stea acolo, în teatru, și să înghită toate miștourile. Dar, până la urmă, comedia construiește ceva. Comedia zidește și ar trebui să zidească virtute cetățenească. De asta mă gândesc că Aristofan sigur critică democrația, fără doar și poate. Dar scrie comedie pentru că vrea să o repare. Pentru că vrea să îndrepte democrația și cum? Aducându-l înapoi pe Eschil. Eschil cel care, nu numai că a scris tragedia, dar și, da, și lupta. Se amnă o întoarcere la uh, the good old times, la vremurile bune de demult. Pentru că Aristofan este un tradiționalist și un conservator, dar el critică modele intelectuale, el critică deriva democrației radicale. Vezi, cred că ai dreptate aici, dar atunci ce facem cu critica zeilor? Și aici mă gândesc la altă comedie de -a lui Aristofan, și anume Păsările. Cred că acolo vedem cel mai bine. Sigur, mai sunt pacea avuția. Dar mai avem și acolo critici importante. Dar în păsările îl avem pe un uh, tip foarte abil, pe Pesetaros, care le convinge pe păsări să devină zei. Le manipulează, de fapt le vin de gogoși. Reușesc păsările să l învingă pe Zeus și Zeus da, renunță e, la atributele sale. Mai degrabă un fel de dezangajare a zeilor. Uh, un fel de. Uh, la cât de tâmpită este um, uh, umanitatea, zeii ce să mai facă. Zeul se um... renunță la suveranitate. Da. La Pentru autoritate. că s-a săturat să se ocupe de niște idioți. Bun, dar idioții. Zeus nu și făcea treaba, adică pe nu, eu, din acel, da? Na? eu văd mai degrabă o critică a oamenilor. Uh, bun, decât... dar dacă zei n-aduc nimic bun atunci la da, ce nu, mai sunt Nu, ei nu ca că aduc nimic bun, se retrag. Da, e un fel de retragere a zeilor în fața unei realități uh, umane uh, da, adică dezolante. Adică îi lasă pe uh, oameni să fie conduși de război, de intrigi, de Ură de litigații, de procese da, absurde. Că pentru asta că e critică, Aristofan arată nebunia și prostia omenească. De pildă, Lisistrata, da? probabil cea mai faimoasă piesă a lui Aristofan, în care ce se întâmplă? Femeile salvează lumea greacă provocând o grevă sexuală. Făcând grevă sexuală, asta ce înseamnă? Că bărbații sunt atât de idioți să se lupte de atâția ani de zile, încât doar bunul simț feminin mai poate salva situația. La fel în adunarea femeilor. Da, avem aceste comedii în care Aristofan imaginează o răsturnare a ierarhiilor tradiționale și ideea este de a critica ce se întâmplă imaginând ceva absurd. Da, imaginezi sfârșitul războiului ca rezultat al unei greve sexuale feminine. Imaginezi ce s-ar întâmpla dacă femeile ar preluat conducerea peste deci tot în lumea greacă. Avem o inversare zei n au părăsit. Pleacă, sigur, Aristofan nu e ateu, nu e prea mult spus. Dar Pe sub nicio formă. Deci, o critică importantă a zeilor. Bun, și Eu n-aș spune că e o critică a zeilor. Eu cred că este același tip de răsturnare. Da, același tip de răsturnare. Uh, da, dar răsturnarea uh, este o răsturnare comică. Uh, nu trebuie luată uh, ad litera este o răsturnare în care, de fapt, zeii abandonează, mă rog, lupta. Da, da, nu toți zeii. Zeus, cel care trebuie da. să se ocupe de dreptate, că în pacea, zeița păcii e bine mersi și când ea domnește, lucrurile sunt în regulă. În bogăția, avuția la Pluto. acolo când în zeul bogăției domnește în locul lui Zeus, lucrurile merg bine. Doar că Zeus este cam incompetent. Asta e impresia pe care o avem. În fond, Prometeu, cum Zeu? Mi se ascunde de ziua? Purtând un vorba. parasol. Nu, mie e mi se comic. pare că este o uh, răsturnare uh, de situație care, uh, de fapt, nu lucrurile nu merg bine cu Plutos uh, la putere. Uh, lucrurile nu merg bine cu, uh, de fapt, cu păsările care se substituie... Cu pacea. Uh, uh, oricum e mai bine decât Însă uh, 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 e vorba de o dezangajare care, de fapt, denunță modul în care decurg lucrurile uh, acum. Uh, Zeus, uh, de fapt, uh, își, cum să spun, renunță să mai exercite puterea, mă rog, în uh, păsările, în Plutos, adică avuția, uh, însă e vorba, repet, de o dezangajare care nu îl pune pe el sub semnul întrebării, ci arată cât de tâmpită e umanitatea. Da. Rămân totuși la ideea că dacă Asta e, până la urmă, fișa postului pentru Zeus. Să se ocupe, de oameni, adică ei nu, el nu poate aștepta. Dar eu am impresia sacrificii. că tu uiți că e vorba de comedie. Da, da, nu poate nu, să se Nu, nu, e foarte important. Să i se aducă sacrificii da. când el nu dă nimic da. înapoi. Da, genul ăsta de logică nu funcționează deloc pentru o comedie. E vorba de o comedie ah. în care ai o răsturnare de situație. Răsturnarea de situație este de tip comic. Nu stai să spui, a, înseamnă că Zeus nu are nicio putere, înseamnă că Zeus este inutil, deci nu, avem o critică a zeilor. Nu! Prezent, nu nu e ridicol. Uh, 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 el se dezangajează, provoacă această răsturnare de situație, dar de fapt ținta miștoului nu sunt zei, ci oamenii sunt ținta miștoului. Și atunci când Zeus trimite mesageri în păsile și mesagerii aia nu sunt în stare de nimic, nici măcar să înțeleagă ei între ei. Nu este o critică a zeilor? Nu, po nu, 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 și... nu este o critică a zeilor. Este o critică a oamenilor care nu merită Uh... Mi se pare că vrei să-l faci prea conservator. Păi nu, dar este. În, într-un sens în care el Dar el nu însuși este. o spune. O spune expresii verbi. Sunt norii. Avem cele două discursuri. Discursul vechi este discursul bun. Cel drept. Vocea bunului simț este întotdeauna vocea tradiției la Aristofan. Numai că, că această tradiție uneori e ridicolă, excesul de tradiționalism, evident că da. Însă, repet, eu nu cred că trebuie să uităm că e vorba de un uh, autor comic uh, și nu trebuie totul luat prea în serios. Totul e cum granosalis la bineînțeles, el. Bineînțeles, numai că răsturnarea în sine care este, evident, mor de râs când citești sau când vezi reprezentat Aristofan tocmai răsturnarea asta spune, de fapt unde se află virtutea. Nu se află la zei care ar trebui să fie primi, nu se află la bărbați, cum foarte bine ai spus, de fapt se află la femei. Excelent. Da, numai că dacă ne uităm la ce se întâmplă în adunarea femeilor, e tot o Amerație totală. Dacă da. Da, când urâtele decid că bărbații trebuie să se culce cu ele, nu cu alea frumoase. Bun, este apoi un fel de comunism pe care îl instaurează femeile, este o nebunie totală, un carnaval în care, de fapt, nu poți să spui că femeile sunt vocea rațiunii. Ele sunt vocea rațiunii, în schimb, în lisistrata. Acolo da, uh, pentru că ele pun capăt uh, unui război aberant, uh, făcând uh, o grevă sexuală, lucru care evident e imposibil. Da, Deci este ah, iarăși da. o, un scenariu uh, de tip Aristofan. Da, Bineînțeles, așa cum nici păsările nu se construiască un zid în cer. Evident. Da. E... Da. Acum, uh, Aristofan, ca și Euripide de Alminte, este foarte ostil războiului. Da, Să vedem în special în uh, Lisistrata, dar și în Acarienii, adică la începutul Alea, prima războiului, unde rămas. Aristofan ne spune că, de fapt, războiul peloponesiac a pornit de la uh, un conflict între prostituate, de între așa. matroane de uh, bordel, prostituate și uh, niște cheflii veniți din Megara. Bun, e uh, o critică a Pericle. Evident, uh, Pericle este vizat. Uh, Indirect de această prezentare a originilor războiului pe Da, Deci, vedem că este un teatru politic, este un teatru porcos, așa cum spuneam mai devreme, și nu pot să uit o situație de, din urmă cu câțiva ani, când la Teatru Național. Am văzut o reprezentare a Lisistratei, jucată de o trupă din Grecia. Și erau acolo multe persoane, ori doamne, nu știu cum ajunseseră acolo, invitate de cine, n-am înțeles prea bine, și erau foarte scandalizate de ce vedeau, și anume de corul bărbaților în erecție. Uh, și erau uh, oripilate, da asta e pornografie. Mi s-a părut foarte caraghios da? să mergi la Aristofan și să fii scandalizat că este pornografic. Asta e, uh, înseamnă să, că nu știi la ce te duci. Și înseamnă că ai ratat înțelegerea artei. Pentru că arta nu trebuie să fie ceva roz, dezangajat, care să nu spune nimic despre realitate. Nu. Arta se ocupă de ceea ce este uman, adică de tot ceea ce este uman. Uh, Aristofan face foarte bine Sigur, nu este singura artă posibilă Nu spune nimeni treaba asta Dar arta trebuie să fie angajată Nu este o formă de alienare Pentru că a exclude zona sexualității În cazul ăsta Din artă, de fapt, înseamnă să alienezi Arta de viață Este secretul eșecului uh, Da fără îndoială. Acum, trebuie spus un lucru, că Aristofan este, într-un anume sens, un scriitor angajat, în sensul că vorbește despre mm. politică, despre problemele de societate mai târziu nu va mai fi cazul, da, vor fi uh, autori de comedii care se vor axa mai mult pe analiză psihologică, tipuri de caracter, tipuri de personalitate, deci teatrul lui Menandru. Menandru. Uh, poate că n-ar fi rău uh, să vorbim uh, în mod specific și despre uh, Menandru. însă uh, comedia lui uh, Aristofan, cred eu, este Oricând de o extraordinară actualitate, pentru că e prostia omenească în variantă de carnaval. Da? Cum spuneam, aceste răsturnări carnavalești ale ierarhiilor obișnuite, da? un teatru necon neconvențional. Pentru că da, într-un anume sens el este conservator, dar în același timp este și uh, foarte uh, subversiv. Da, și aici din păcate nu ni s-au păstrat alte comedii vechi, așa că e foarte greu să creăm o comparație. Mai avem fragmente, dar nu e suficient. Și bineînțeles când are e singurul reprezentant... Uh avem din păcate limite semnificative dar ar trebui să facem un episod despre Menandru și să vorbim despre decadența comediei grecești eu da, nu cred să că e niciun facem. fel de decadență Nu, eu nu cred că e niciun fel de decadență dar ăsta e un alt subiect cu Aristofan suntem în epoca lui Socrate, da? Bun, sigur e mult mai tânăr decât Socrate, are vreo aproximativ 25 de ani mai puțin decât Socrate L-a prezentat pe Socrate în nori. Uh, cum spuneam, foarte nedrept. Dar în același timp, cred că Platon s-a tare. Uh, pe de altă tare, parte, apare Aristofan în apare în banchetul. Uh, ori, în banchetul, Aristofan și Socrate trag la măsea împreună uh -huh. uh, și Aristofan are o prestație extraordinară uh, în uh, banchetul. da? Povestește faimosul mit al androginului. Uh -huh. uh, da? Și nu s-ar părea că Socrate e supărat în vreun fel pe uh, Aristofan. Deci, cred că această complex E foarte importantă. În banchetul lui Platon îl avem pe Aristofan în relații foarte bune cu Socrate și se spune, asta e tradiția, că Platon ar fi avut. Ca autor preferat pe Aristofan, sau în orice caz, că citea Aristofan cu mare plăcere în ultimii lui ani de viață. Și asta cred că spune foarte multe despre Aristofan. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.